dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De data aceasta, alături de mine în studio, se află o familie bine cunoscută în România și în străinătate, care are o poveste de viață deosebit de bogată și abia aștept să vi prezint. Este vorba de familia Litianu, Ovidiu și Viorica. Bine ați venit în studioul nostru. Mulțumim și bine m-am găsit. Atunci când pronunțăm numele voastre, Ovidiu Litianu și Viorica, nu e necesar de foarte multă prezentare, pentru că oamenii vă cunosc, telespectatorii vă cunosc, ați fost aici, frate Ovidiu, cu alte ocazii, la alte emisiuni, dar vă cunosc din vizitele pe care le faceți în sate, în orașe, evangelizându-i pe românii de peste tot. Așa. Mă bucur că de câteva ori ați poposit și la Târgu Mureș și ați fost oaspeții noștri și am avut așa momente în care ne-ați împărtășit din experiențe adânci prin care ați trecut și care ne-au îmbogățit. Și bucuria e și mai mare că în sfârșit puteți fi oaspeți și la Credo TV, unde să spunem și telespectatorilor lucruri pe care la programele de evangelizare nu apucați să le transmiteți și care eu le consider că ar fi foarte ziditoare. Așa este. În primul rând, aș vrea să începem cu povestea de când sunteți o familie. Sunteți peste tot nedespărțiți, dar lumea vă cunoaște poate mai mult de când sunteți pocăiți. Povestiți-ne de când sunteți căsătoriți. Da, binecuvântat și lăudat să fie Domnul. Mulțumim Tatălui din cer pentru că El a rânduit să ne cunoaștem și să fim împreună. Suntem căsătoriți de vreo 30 de ani. Mulți înainte. Ne-am cunoscut în Valea Jiului, acolo unde, de fapt, Domnul ne-a atins inimile cu al Său cuvânt de ne-a adus către lumina Sa veșnică. Pe atunci eu eram artist, cântăreț de muzică populară, Viorica lucra în comerț, la unitate comercială, șefă de unitate, dar vă poate spune și ea mai multe despre locul deci, unde 30 a lucrat. De ani. 30 de ani. Da. Te rog să ne povestești, cum v-ați cunoscut? O doamnă care conducea o unitate comercială în vremea aceea și un artist. În ce împrejurări? Cred că e o poveste frumoasă și cum femeile sunt curioase, ar vrea să te audă un pic din începutul poveștii voastre împreună. Ne-am cunoscut tot într-o împrejurare de felul ăsta. Eu eram de servici la o nuntă, la mine la unitate se desfășura o nuntă, Ovidiu cânta acolo. Și cum a cântat, șefa de sală mi-a spus că este un artist, aici pot să îl aduc să nu mănânce împreună cu ceilalți muzicanți, să vină aici la noi la separeu, să-i dăm ceva mai special. N-ai făcut niciodată asta, dar dacă vrei, eu îți dau voie, i-am spus. Mai puțin, cântam ceva din Bihor, mai ții minte? Da. Ea e bihoreancă, Viorica. Cânta din Bihor. Eu n-am știut că ea e bihoreancă, dar tocmai cântam ceva din Bihor și asta a mișcat-o. Cine e ăsta din Valea Jiului, cântărețul ăsta, cum se spune, momârlanii noștri, ca așa se zice, la cei ce sunt de ai locului, momârlani, cum în altă parte să zic, mocani sau moți, cei din Valea Jiului țărani sunt numiți momârlani. Și ce drept că eu nu sunt momârlan, sunt de-a locului, de acolo, să zicem, cei ce sunt de-ai locului, momârlanii le zic la ceilalți care sunt vinituri, le zic barabe. Și am cântat o cântare din Bihor și am mișcat-o foarte mult și s-a interesat cine e asta de cântă o cântare din Bihor în locurile acestea momârlănești. Deci asta era când încă noi nu cunoșteam pe Dumnezeu, îl cunoșteam în felul lumii. Deci eram în lume. După aia a mai trecut mult timp până când era prin 80 când ne-am cunoscut și în 89 ne-am pocăit. Deci ați avut 9 ani de căsnicie, mă gândesc, fericită și înainte era bine, ne mergea foarte bine, de la un belșug de bine, amândoi ne-am întors la Domnul. Asta ar fi, cred că, cea mai interesantă parte pentru telespectatori, să ne povestiți cum v-ați întors la Domnul. Și, din câte știu eu, n-a fost în același moment, a fost în momente diferite și la alegere
pot să încep sau poate să înceapă Ovidiu. Binecuvântat să fie Domnul, mi-aduc aminte pe scurt, pentru că s-a mai auzit această mărturisire, dar acum pentru că sunt cu Viorica împreună, ar avea un mare interes pentru public, pentru cei ce vor asculta, Domnul să-i binecuvânteze. Mă întorceam deci de la o nuntă și mergeam spre casă și spre casă era chiar unitatea unde lucra Viorica. Și am zis, hai să trec pe la ea. Am intrat pe la ea, ne-am salutat, ea lucra la o închidere de lună ca și șefă de unitate. Am intrat obosit în biroul ei și am zis, dragă mea, uite, m-am întors de la nuntă, plec către casă. Și când să plec, bate cineva la ușă, intră în birou și spune, sărutuna doamna Viorica, vă salut domnul Ovidiu, ce mai face? Zic, uite, am trecut pe la soția, pe la Viorica, deci mă duc și eu către casă, sunt obosit de la nuntă. Am înțeles că persoana aceea a trecut pe la unitatea acelei, pe la bucătăria acelei unități și cred că soția lui care lucra acolo a zis, du-te și salut-o pe doamna șefă. Și așa a venit acolo la birou. După care s-a uitat la ceas și a bătut în ceas spunând, mă duc să nu întârzi la adunare. Și cu o față veselă așa către noi, s-a uitat la noi și zice, mă duc, îmi pare rău, nu pot să mai stau, la revedere. Vă salut, domnul Ovidiu, să rămână doamna Viorica, și a plecat. A închis ușa, Viorica lucra liniștită la închiderea de lună și zic, Viorica, după aproape un minut, Viorica, ce dragă, mă duc și eu la adunare. Aici e minune, Rodica. E o minune. Omul acela nu m-a chemat așa la adunare. Așa, dintr-o dată a trecut oboseala sau n-a fost asta pe fondul unor căutări dinainte? Acum, ce drept, nu eram un bisericos, dar, cum spui, eram un căutător, că aveam înclinații spre cele bisericești, dar așa... Îmi plăcea să privesc spre cer, să mă închipui că e un Dumnezeu acolo, îmi plăcea mirosul de tămâie, de busuioc, îmi plăcea cum popa, părintele, preotul face un prohod și așa, dar nu eram un bisericos să mă duc tot timpul la biserică. Mergeam poate că o dată pe an, dar și atunci mă duceam la o mănăstire, îmi plăceau picturile. Eu am și harul de la Domnul să pictez și îmi plăceau picturile cu sfinți și mă apropiam de ele și spuneam, uite ăla e om ca și mine, a trăit aici pe pământul ăsta, dar e sfânt, eu sunt departe de el. Deci am avut o înclinație, iar Viorica, înclinația ei spre cele bisericești era că era bună. Efectiv, aducea în unitatea ei pe săraci câteodată și îi punea la masă. Le plătea o masă și încă avea probleme cu fetele din sală, cu ospătărițele, ce aduce doamna șefă pe toți săraci aici să le dea mâncare. Deci avea o parte, dar nu eram bisericoși, nu eram să mergem practicanți, nu. Efectiv, credeam și noi în Dumnezeu ca toți oamenii. Dar faptul că a zis omul acela la adunare, cred că aceasta m-a trezit pe mine. Și știai unde e adunarea și alte detalii? Nu știam, dar fii atent ce interesant. Faptul că o zis cu atâta bucurie, mă duc să nu întârzi la adunare, asta, și Viorica spune către mine că ne-a zis că mă duc la adunare, dar cum să te duci? Dar uite cum ești, obosit. Și drept, miroseam, Rodica, miroseam a tutun, tot părul îmbâxit de tutun, eram un fumător pasiv, alții mă fumau pe mine. Miroseam a bere, a șpriț, nu, cum e la nuntă. Și zic, cum să te duci? Tu nu vezi că ești obosit, ești de la nuntă. Zic, nu știu, și mi-aduc aminte, mă simt așa înviorat că vreau să mă duc la adunare. Bine, du-te, dar n-ai fost niciodată. Am lăsat-o efectiv și mi-a zis, mi-aduc aminte, a zis, du-te, dar când vii de acolo, treci pe aici și dacă nu mă găsești, ne întâlnim acasă. Bine, bine, servus. Și alerg repede după persoana aceea. Deja făcuse mulți pași. Alerg după el, eram tinerel atunci și acum alerg prin harul Domnului. Dar alerg pe câmpul Evangheliei. Îl ajung din urmă și spun, domnule, ce-i domnul Ovidiu? Domnule, vreau să vin și eu cu tine la adunare. Numai hai da repede că e târziu, a zis. Hai da repede că e târziu. Pe drum către adunare, normal, ca și pentru prima dată că am fost acolo și mă duceam spre adunare, l-am întrebat ce să fac. Foarte interesant, omul ăsta a zis, nu faci nimic, domnul Ovidiu. Efectiv, nu faci nimic. Am mai mers câteva sute de metri și totuși nu eram mulțumit. Spune-mi că eu știam că din coace la noi, în religia noastră, aprindeam o lumânare la morți, una la vii, posibil scriam un pomelnic pentru cei plecați și dragi. Sărutam icoana prima, a doua, a treia, știam eu ceva așa, nu că știam. Ce vedeam pe alții că fac? Atât. Și când mă apropii de adunare, mă zic, uite, ajungem, zic, și totuși nu fac nimic. O zic, tu ești cântăresc, domnul Vidu, dacă vrei, netale cântă împreună cu noi. Dar ce să cânt, că n-am putut să cânt. Asta a fost
lucrarea Domnului la inima mea de a mă atrage la adunare. Povestea este știută, e minunată și mulțumesc Tatălui din cer că a lucrat astfel. Foarte interesant cum ai fugit după Domnul acela. Efectiv. Ca și cum un pește ar fugi după pescar. Hei, da, vreau să vin, foarte să interesant mă prins că pe cine mine. M-a fi văzut pe strada aceea cum coboram în jos, alergam efectiv către el. Și omul acela niciodată nu m-a chemat la adunare și nici nu îndrăznea să ne cheme la adunare. Nu că l-aș fi refuzat. Așa era vremea pe atunci, să nu spui. Mai pe ocolite, mai așa în șoaptă se vorbea despre adunare, știind că și Viorica este șefă de unitate, avea funcții pe la partid, cum era pe vremea aceea, lui, pe timpul lui Ceaușescu. Iar cât despre mine, mă știa un artist din ăsta așa, vesel, voios, cu chefuri, cu petreceri. Ce-o fi zis? Să nu-i spun niciodată. Și nu mi-a zis niciodată despre adunare. Dar și cum a fost la adunare? Cele trei ceasuri, nu mai țin minte cum au trecut, atât de repede, parcă a fost o jumătate de ceas. Și în timp ce era acolo desfășurarea slujbei, îmi spuneam în sinea mea, ce loc minunat! Dar ce loc minunat să fiu aici în adunare, să aud asemenea cuvinte. Și am auzit despre Mântuitorul Iisus atunci, direct, auzeam așa pentru mine, pentru tine a murit Hristos, pentru tine a suferit, ești iubit, prieten de Domnul Iisus. Și numai mie mi-erau adresate, cu toate că erau foarte mulți acolo în adunare, dar parcă pentru mine și numai pentru mine. Dumnezeu a pus atunci ochii pe mine și așa de bucuros am fost și am spus în sinea mea, eu în locul ăsta vreau să mai vin. Și mai spuneam, cum de n-am cunoscut locul acesta? Dar ce loc minunat! Iar când s-a terminat adunarea, păstorul care slujea în dimineața aceea era din Hațeg. Se numește Mihai Sârbu, Domnul Dumnezeu să-l binecuvânteze, dumnealui servește acum Domnului, slujește în Statele Unite ale Americii. Și când ieșeam afară de la adunare, au trecut cele trei ceasuri, dădeam mâna cu Enorea și cu frații din biserică. Și când am ajuns în dreptul lui, s-a mirat, s-a uitat la mine, mă eram și îmbrăcat așa în haine de nuntă, în haine sărbătorești, albe. Și m-a ochit așa, s-a uitat la mine, mi-a zâmbit și a spus, cum te numești, prietene? A, deci nu te-a recunoscut. Nu, pentru că dumnealui era pocăit, una. Nu umbla pe la nunțile unde obișnuia să cânte. Nu umbla pe la nunți, pe la cheful, pe la petreceri, pe la casele de cultură, nu intra în restaurantele unde eu cântam și aveam contracte. Și fiind și din Hațic, n-avea de cum să mă cunoască. Și am răspuns, mă numesc Ovidiu. La care, Rodica, ce-am simțit atunci? S-a coborât cerul, cum a zis. Auzi, Ovidiu, mă voi ruga pentru tine, acum du-te cu Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvânteze. Efectiv, am simțit cum se coboară cerul peste mine, eu asemenea cuvinte n-am mai auzit. Mulți mi-au spus cuvinte frumoase, de apreciere, la concursuri, la fel și fel de festivale, dar omul acesta m-a copleșit. De fapt, Duhul lui Dumnezeu l-a folosit să-mi spună asemenea cuvinte. Și până acasă am plutit, n-am mai atins pământul, nu mi-aduc aminte să mai fi avut vreo zi ca aceea. Efectiv, eram, mă simțeam ca un copil de clasa a patra, venea să sar de pe un picior pe altul. Așa bucurie a intrat în inima și în sufletul meu. Și ce a fost la urmă urmei? O predică simplă. O predică. Și am aflat că Domnul Iisus mă iubește, că El a venit din cer pentru mine și că mă așteaptă și că mă iartă. Atât. Când am ajuns acasă, am intrat în casă, am trecut pe la servici, am văzut că nu mai este acolo. Mi-am dat seama că este acasă. Când am ajuns acasă, m-a întrebat Viorica, ce ești atât de bucuros? Da, o bucurie, spun drept, mă întorceam din turnee, mă întorceam de la festival, mă întorceam de la fel și fel de concursuri. Și n-aveam bucuria aceasta, n-am avut-o niciodată, decât atunci când m-am întors prima dată la Domnul și normal că a urmat toată viața și până în ziua de azi, când stau de vorbă cu tine, am bucuria aceea. Ce ești așa de bucuros, Ovidiu? Zic, dragă, acolo la pocăiți, la adunare, eu m-am întâlnit cu Domnul Iisus. Fi văzut pe Viorica cum o să uita la mine așa, mirată, ce-i cu ăsta? Nu-i venea să creadă. Cum adică? Dar ce? Că ea știa de pocăiți ceva, pentru că odată ce avea în unitatea ei pocăiți, dar nimeni nu a îndrăznit-o să o cheme la adunare. Să o evanghelizeze. Sau să o evanghelizeze. Știa că erau oameni cum se cade, își vedeau de servicii, nu mințeau, nu furau, nu foloseau alcool, nu fumau. Erau oameni cum se cade deosebiți. Dar n-a avut tangență cu ei sau să meargă la adunările lor într-un mod deosebit. Știa ea ceva, știam și eu, mi-aduc aminte că îi vedeam în Petroșani. Când treceau pasarela de la adunare, adunările erau peste pasarela care trece către gară, cei ce cunosc Valea Jiului.
Și când îi vedeam cum trec pasarela pocăiții, îi cunoșteam după îmbrăcămintea lor, după fața lor voioasă, după felul de a fi aparte, ziceam eu în sinea mea, când eram nepocăit: ce îmi pare rău de ei, uite ce drăguți oameni, să se închidă ei. Mai ales eu care cunoșteam viața ca și artist, chef, petreceri, dansuri, asta e viața. Și îi vedeam pe ei și îmi spuneam: dar și eu am credință, și eu cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, am și eu o Biblie, am și eu un duhovnic, avem și noi sărbători, dar ești chiar așa. Și așa îmi părea rău de ei când îi vedeam și săraci, oare cine să-i lumineze, să nu creadă că e chiar așa. Chiar îi compătimeam. Să nu-și piardă bucuria vieții. Îi vedeam ca pe niște întristați. Vedeam săraci, niște abotnici, niște așa închiși, săraci, nu știu decât adunare, Biblie și vai, săraci. Acum, nu era pe vremea aia poate și un stil al pocăiților, pentru că erau asupriți în timpul comunismului, mai nu își manifestau așa de tare bucuria, totuși, nu i-a marcat totuși. Aveau fața aceea, voia să, noi eram, cu toate că eram un om artist, eram omul de veselie, n-aveam bucuria, seninul ochilor lor, sufletul lor, pacea lor, învorbirea lor, și totuși îi compătimeam. Până în ziua în care Domnul m-a atras la adunare și atunci mi-am dat seama cine sunt ei de fapt, oamenii aceștia. Și Viorica, auzându-mă că sunt așa de bucuros că m-am întâlnit acolo cu Iisus, poate mintea ei o fi zis: dar cum, dar nu crede Ovidiu în Iisus, dar nu-L avem noi pe Iisus în felul nostru, dar ce minune asta! Și nu îndrăznea să-mi spună nimic. Și i-am zis: să știi că eu în locul acela, eu mă mai duc. Nu știu de ce am spus-o, consideram că o să-mi zică ceva sau o să mă oprească. Am avut o îndrăzneală de la Domnul să spun: Viorica, să știi că mă mai duc în locul acela. Și m-am mai dus. Mărit să fie Domnul că a pus în inima mea dorința să mă mai duc. Ce ai crezut când a venit așa de bucuros, Viorica? Cum acum ai trecut momentul acela? Dacă sunt sinceră, îți spun ce am crezut. Păi neapărat sinceră, pentru că va ajuta pe multe alte persoane care trec prin experiența asemănătoare. Lucruri bune despre pocăiți, că fac nu știu ce rele, și m-am gândit: Doamne, dar oare chiar cu adevărat i-a schimbat mințele pocăiților la Ovidiu? Se auzeau pe atunci lucruri despre... Timp de 6 luni s-a dus, s-a tot dus. Dar eu am zis: să te duci. Eu trăiam oarecum pe un picior cu partidul, cu funcțiile mele, mă rog. Nu, eu n-am să mă duc niciodată. Dar eu știam ceva de Dumnezeu, pentru că mă trag din Oradea, din familie de preoți ortodoxi. Și știam de Dumnezeu, dar în felul meu, ortodox. După vreo 2 luni, am observat la Ovidiu o schimbare. Deci ce făcea Ovidiu? Nu când venea de la adunare, nu neapărat atunci, în toate dățile când se trebuia să ne punem la masă, se ruga la masă. Până aici nu o făcea. Eu mă uitam, stăteam și eu așa și vedeam ceva, schimbarea, o simțeam puțin. După aia vedeam seara când se duce în dormitor, se pune la marginea patului, pe genunchi se roagă. Dimineața se ridică din pat, se pune pe genunchi, se roagă. O schimbare. Asta a fost așa după 2-3 luni. Și atunci a început în interiorul meu o luptă. Era ceva care îmi spunea: și tu va trebui să te duci acolo. Altceva îmi spunea: nu, niciodată. Eu sunt o cucoană, eu sunt o doamnă, eu nu o să mă duc acolo la pocăiți. Consideram atunci eu că a fi pocăit ești mai jos decât ceilalți, dar acum am dat seama că ești mai sus. Păi nu erai singura care considerai așa, da, pentru că și era o mentalitate a vremii. Am spus: nu o să mă duc niciodată, dar Dumnezeu a avut un timp și o metodă pentru mine ca să mă facă să înțeleg. Nu mi-a zis nimeni. Aveam în unitatea mea, contabila mea era Silvia Bolfa, era penticostală. Aveam în bucătărie soția fratelui cu care Ovidiu s-a dus prima dată la biserică, Jenny era la bucătărie. Aveam pe Ani Ciobanu, care era bufetieră la mine în unitate, și aveam pe Munteanu Iacob, care era șofer. Dar niciodată nu mi-au zis nimic despre Domnul. Știa că sunt implicată în multe
probleme de astea de parte. În schimb, responsabilități. Dădeau dovadă de umblare cu Domnul, dar nu îndrăsneau să spună. Venea un prieten al lui Ovidiu care era securist, venea șeful poliției și îmi spunea, venea primarul din oraș și îmi spunea, Viorica, tu ești o fată de politică, tu ești, de ce ții pocăiți în unitate? Vai, tovarășul prim-secretar, îi spuneam, mâine îi dau pe toți afară, îi dau, dar îi dau afară pe toți. Dar știți ce vă rog? Dați-mi în locul lor așa, uite, șoferul ăsta cât e de corect. Îi dau dispoziții de plată, îi dau cecul, se duce la furnizori, e foarte corect, vine, sunt punctuale, e la mine balanța, se depune la fix, la bancă, contabila era foarte punctuală și foarte pricepută. Dacă îmi dați în locul lor pe altcineva, eu pe ăștia îi dau afară. Ei, lasă, cu Viorica nu-mi ține, lasă, dă-i pace. Și iar mă mai lăsa cu ei. M-a mai chemat pentru ei ca să îi dau afară, mai ales pe Iacob. Pentru el am suferit puțin. Și după 6 luni, Ovidiu îmi spune sâmbătă, mâine nu mă mai duc la adunare. Dar el în timpul ăsta a mers tot timpul la adunare, ori de câte ori, deci era au adunare. Trecut câteva luni. 6 luni. 6 luni. După 6 luni a zis, dacă nu mă mai duc. Dacă îmi dai voie, timp de 6 luni, noi eram oamenii chefului, mai ieșeam undeva la iarbă verde, muntele Parâng era aproape și am zis, s-o scot undeva, zic, uite-te, de 6 luni de zile nu mai ies niciunde. Mi-am lipit inima de Domnul, de adunare și o neglijam, nu mai ieșeam niciunde cu ea. Și m-am gândit, eu zic, măi, cum pot să-i spun eu lui Viorica să-i predic eu Evanghelia? Că spun drept, deja Duhul Domnului mă folosea să predic Evanghelia. O predicam în restaurant, la casă de cultură, pe stradă, vorbeam cu băieții, la o berică, stăteam afară, chiar dacă mai eram încă de lume, aveam Biblia cu mine și le vorbeam din Biblie. Le citeam din Biblie. Ospătărițele plângeau, bucătărețele, dar de unde ai tu cuvintele acestea? Și vorbeam și am zis, măi, adică spun la alții de Domnul și nu spun la soția mea? Și mi-a făcut un plan și am zis, o duc sus la munte pe Viorica. Dar cum să fac? Numai duminica pot să mă duc sus la munte. Și atunci am zis, uite, nu mă duc la adunare și zic lui Viorica, un plan. Viorica, fii atent, nu mă duc duminica viitoare așa la adunare, mergem la munte. Dar ea s-a mirat, cum, nu te duci la adunare? Zic, nu, uite, vreau să mergem la munte sus, ne mai relaxăm și noi puțin. Dar nu i-am spus ce plan am, eu aveam planul să-i citesc psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți de unde va veni ajutorul și așa încet, încet, să o iau că dade, o evanghelizez și pe soția mea, șefa de unitate, să cumva să o atrag. N-aș fi dorit să forțez nota. Știam și eu acum din Biblie că nu se forțează, că Dumnezeu e dragoste și trebuie luat încet, să-i spun și ea să primească. Și vine ziua în care eram gata să plecăm și când să se trezească Viorica să ne îmbrăcăm, eu eram deja gata îmbrăcat, Viorica se trezește cu ochii plânși, dar efectiv plânsă era și mi-a zis, Ovidiu, nu mai mergem la munte, că uite ce vis am avut. Spune-te, rog, visul, Viorica, da. Spune-l că tu l-ai avut. Spre dimineață, în ziua aceea, când trebuia să mergem sus în Parâng, am avut un vis și visul era așa. În fața mea, în timp ce dormeam, a venit o ființă umană, ziceam un om, ziceam eu că este. A venit o ființă care foarte înalt și îmbrăcat cu niște haine care nu le pot descrie, culorile care le avea. S-a oprit în fața mea și a spus așa, Viorica, tu azi la adunare, cu o voce lină, fină. Viorica, tu azi la adunare. Atunci, vocea aceea m-a pătruns și atunci am simțit că plâng, am simțit că ceva se petrece în interiorul meu. A produs o emoție deosebită. Și tot atunci omul a zis, pentru că vin o să vezi, când a zis vin o să vezi, am simțit mâna lui pe mâna mea. Slavă ție, Doamne! Vin o să vezi ce este pregătit pentru tine. Și atunci m-a dus prin niște locuri, simțeam că plutesc, nu știu, eram în pat, pluteam așa sau cum, dar mergeam cu omul și m-a dus prin niște locuri și mi-a arătat niște locuri foarte frumoase care tot nu le pot spune în cuvinte. Spune ce am putut de alea aceea,
pe o parte și pe alta. Unde mergeam, era o alee. Ronduri de flori și între flori erau capete de îngeri. Era alee și pe o parte și pe alta. Și noi flori. Mergeam prin mijloc. Și aici era lumini și era foarte frumos. Și în florile alea era niște busturi, așa cum ar fi păpuși de porțelan și toate mișcau buzele și cântau o melodie foarte frumoasă. Melodia n-am să uit niciodată. Și tot mă duceam cu omul și mă uitam și la păpușele alea cum cântă frumos, dar mă duceam și la moment dat văd în fața mea o lumină foarte puternică și atunci am vrut să mă las de om, să mă duc eu acolo, să mă duc eu într-acolo. Și omul a zis: nu, nu, Viorica, deocamdată doar atât, asta e pregătit pentru tine, Viorica, tu azi la adunare. Atunci m-am trezit în pat, eram plâns, am plâns, sigur că era perinaudă de lacrimi și omul nu l-a mai văzut, dar în urechea mea mergea așa vocea: Viorica, tu azi la adunare, Viorica, tu azi la adunare. Am zis: bine. Lăudat fie Domnul, eu când am auzit așa ceva, imediat m-am schimbat de training, m-am îmbrăcat de adunare. Și nu mai știam, deja eram emoționat. Zic, i-a vorbit Dumnezeu. Eu doream să-i vorbesc eu în felul meu prin psalmul 121, să-i evanghelizez sus la munte și Domnul i-a vorbit în somn. Și mergem la adunare. Și cum? Până atunci n-ai chemat-o niciodată, niciodată. La adunare? Niciodată. Dar nu numai atât, Rodica. Deci invitația la adunare iarăși vine de direct sus. De la Domnul. Da, chemare da, specială. Chiar asta vreau să remarc. Am avut o chemare specială eu, a avut o chemare specială Viorica. Ajungem la adunare. Eu eram acum, cum s-ar spune, veteran, 6 luni de zile, de prieteni. Normal, ca să se înțeleagă, nu eram predați. Nu. Aveam contracte la nunți, aveam turnee la case de cultură, aveam contract la restaurantul unde cântam. Dar faptul că mi-am lipit inima de adunare și mă îndrăgostisem de Domnul, dar îi mulțumesc că Domnul m-a iubit întâi și El m-a căutat întâi. Ajungem la adunare. Eu deja m-am dus în față. Era cu partea bărbaților, partea femeilor. Eram în față și în timp ce cânta corul. Era în voie să spun. Deci am intrat în adunare, atunci sigur că mă vedea toți că eram puțin diferit, eram din lume și surorile m-a dus pe banca a doua, acolo la femei. Și o soră mai în vârstă a stat lângă mine. Și de ce m-a chemat pe mine omul ăla aici la adunare, ziceam. Pentru că nu văd nimic deosebit. Cântare, rugăciune, nu văd nimic deosebit. Oameni simpli. Simplitatea nu m-a mișcat absolut nimic. Rodica, atunci când a început să cânte corul, atunci n-am mai putut, am plâns mult. Pentru că melodia care o auzeam în vis era corul, melodia corului. În timpul ăsta mi-am întors eu capul, că am vrut să vedem cum se simte Viorica la adunare. Eu eram obișnuit. Era melodia. Și când mă întorc, Viorica era cu o batistă desfășurată de voală, așa subțire, pe față. Dar spun, eu n-am văzut-o pe Viorica niciodată astfel. Se scutura de plâns, că e una când își ștergi colții ochilor așa, tamponez, se scutura de plâns. Și îmi spune ea mai târziu și Ovidiu, eu plângeam pentru că melodia din cor, ce o cântau coriștii, era exact melodia din Visa Îngerilor. Vă amintiți ce melodie era? Aia nu ne aducem aminte, dar pentru ea a fost un șoc. Și vă spun, Viorica, acum știu că nu se supără, ea nu le are cu muzica, nu, să zicem așa. Deci nu vine din domeniul acesta. Nu vine, da. Nu. Dar Duhul Domnului a făcut să rețină, că de aia a plâns. Asta e ce Ovidiu zice, de cântarea din vis, exact, că n-aș fi plâns, de aia am izbucnit în plâns. Zice, dar cum? Chiar cântarea din vis o cânte aceștia? Și asta, prin asta a cercetat-o Domnul, i-a rupt. A fost așa un semn. Inima. Da, atunci da, am spus eu pătrus, așa, Domnul, inima minunat. Doamne, înțeleg, mă fac să înțeleg, mă diluiam cu Dumnezeu, mă fac să înțeleg că ai pregătit ceva special pentru mine, melodia asta. Ca să mă miște. Acum, spun eu ție așa, dacă mă scap de funcția de partid și de funcția de șef de unitate, mă pocăiesc, dacă nu, nu. Deja după prima cântare, așa de repede ați mers cu șefa, scenariul. Așa vorbea șefa, avea puțin în ea. Și de fapt, și cel rău ducea o luptă, știi, în timpul acesta. Spune, dacă mă scapi, dar punea condiții deja. Da, da. Și totuși... A mai trecut un an până când ne-am pocăit după aceea. Greu am putut să mă debarasez.
În timpul ăsta eu am avut niște concursuri în care am câștigat mari premii. Diavolul, văzând că eu mă duc la adunare, mi-oferea pe altă parte aplauze, premii, urcam tot mai sus, tot mai sus. Și în primăvară, în 89, în 88 am luat lampa de aur, că în 88, în aprilie, a fost prima mea întâlnire cu Domnul Iisus, în 88, în aprilie. Și în 89 am luat marele premiu la muzică populară. Îți dai seama ce curs mi-a întins diavolul? Marele premiu la muzică populară. Ai, fii atent! Unde ai ajuns, Ovidule? De acum urmează și mai departe și mai departe. Și chiar mi s-a oferit să mă duc în Franța și în Corsica. Deci era ca un fel de premiu. Și l-am refuzat. Da, l-am refuzat. Asta era premiul pentru că am câștigat marele premiu. Și l-am refuzat și zic, ești nebun, cum te duci? Zic, nu-mi trebuie nimic. Și s-au întors prietenii care o s-au dus în Corsica și în Paris. Ce a păcat că n-ai fost, Ovidule, ce frumos a fost. Erau așa triști și eram vesel. Și zic, dar voi de ce sunteți așa de triști dacă îmi spuneți de Paris, de Corsica? Și că au trecut atât de repede. Ei, vedeți, zic, Parisul vostru a trecut, dar paradisul meu este tot în inimă. Mă bucur, măriți să fie Domnul. Ei, normal că ei nu puteau să priceapă. Cum de mă bucur de ceva care nu văd? Adică n-am văzut împărăția lui Dumnezeu, nu l-am văzut pe Domnul Iisus. Cum de ne bucurăm? Tocmai asta e credința pe care cei din lume nu pot să o priceapă. Că ei spun, avem și noi credință, dar voi sunteți de fapt duși undeva, nu vă înțelegem. Cum adică? Să crezi în Dumnezeu mai mult decât noi, dar și noi credem. Și atunci le-am explicat, măi băieți, măi prieteni, a crede însemnează să-L ai pe Iisus. Uite, eu am biserică, am duhovnic, am Paști, am Crăciun, am sărbători, dar nu-L am pe El. Și atunci Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să cercetez mai mult din Scripturi. Am început să iau hotărâri împreună cu Viorica. Viorica, uite ce am de gând. Am de gând să mă las de restaurant, am de gând să mă las de casă de cultură, am de gând să nu mai cânt la nunți. Și toate trebuiau hotărâte. Deci am luat hotărâri înaintea Domnului. Hotărât și nu era ușor. Pe astea erau toate sursele de venituri, da, mă gândesc. Da. Sigur, astea erau sursele de venit. Păi la o nuntă eu luam câți bani câștiga un miner în subteran care era șef de grupă, un miner. Și care câștiga mulți bani. Sigur, în comparație cu salariile de pe piață. Da, dar muncea greu și cu riscul să nu se mai întoarcă de acolo, da? Îi lua într-o lună și eu îi luam într-o noapte. Viorica câștiga foarte bine. Plus, la restaurant aveam 3.000 și ceva salariu. Plus, ciubucul, știi cum se pune la cântăreț aici la buzunar. Deci, nu ne lipsea absolut nimic. Și ne-am rugat lui Dumnezeu, am zis, Doamne, ajută-ne. Ea se ruga pe de-o parte, scapă-mă de funcția de partid, de șefă de unitate, că nu era ușor să lași carnetul, să lași totul, să renunți la totul. Și Dumnezeu așa a lucrat, că ne-a sprijinit, ne-a ajutat și am lăsat totul. Normal că cei de la casă de cultură nu puteau să înțeleagă. Mi-aduc aminte, eram în ultimul turneu în august și le-am spus la colegi. Eram pe scenă și am zis, înainte de a intra din culise pe scenă, zic, priviți acum la mine. Ce? Priviți acum, pentru că este ultima dată când mă vedeți că intru pe scenă ca și artist. Nu se poate, ești nebun, Ovidule, ce vorbești? Ascultați-mă! Le-am spus cu atâta seriozitate, încât în timp ce am cântat, toți erau în culise cu ochii și cu gura căscată, cum e Ovidiu, pentru ultima dată îl vedem aici cum cântă. Apoi, la restaurant, am anunțat pe doamna șefă de unitate, de acolo unde eram, aveam contract, doamna, zic, este ultima seară, nu mai cânt, ești nebun, vai, dar cum să mă lași, bari, 3 luni de zile mai, sau 2 luni, mai prelungește contractul, mă lași cu marfa în soare. Acolo se consuma șprițul cel mai, și berea, unde era cântărețul cel mai renumit. Și vă spun că am avut trecere și o zis, dar nu se poate, cum să mă lași? Ești nebun, pentru pocăință, te duci, chiar așa? Zic, da. Apoi mi-aduc aminte că în ultima seară când am cântat la restaurant, foarte mulți au venit cu casetofoane, cu magnetofoane să mă înregistreze pe Ovidiu care cântă pentru ultima dată în lume. Și apoi ultima nuntă am avut-o tot în august. Îi mulțumesc Tatălui din cer că ne-a sprijinit. Mi-a văzut inima că s-a deschis pentru El și ne-a sprijinit. Și am cântat și la ultima nuntă. Apoi mi-aduc aminte că după ce ne-am lăsat de toate, noi aveam un plan, dar de la Dumnezeu pus în inimă.
Am zis, tu, Viorica, să ne predăm lui Dumnezeu în data de 3 septembrie. Aici a fost secretul, că era 3 septembrie, așa e, 3 septembrie a fost. Da. Era duminică. Și zice Viorica, bine, ne predăm, dar dacă nu se face chemare? Aici a fost... Dar avea vreo însemnătate data de 3 septembrie sau vroiați să o faceți cât mai repede cât după mai repede, încheierea contractelor? Am zis că dacă noi am terminat cu nunțile, cu chefurile, cu restaurantul, cu turneele... Deci ați fost serios și față de aia, până sigur, s-o termina contractele? Nu puteam altfel. Dar stai puțin ca să vezi că faptul că eu am început din 88 cu domnul și cu Viorica și vedeau că nu ne predăm, știi ce se spunea despre noi? Ăștia n-au gând de pocăință. Dar se auzeau povești. Asta spuneau frații din biserică. Da, da, ăștia ori urmăresc să plece în Germania, ori urmăresc să plece în America. Ăștia au de toate, dar nu urmăresc că-i pocăință. Nu, nu, cred că n-au gânduri curate. Și pe data de 3 septembrie n-am spus la nimeni. Am zis, tu, Viorica, dar nu zicem la nimeni. La nimeni. Nu, și cum procedăm? Păi dacă se face chemare, ne predăm. Dar, Viorica, dar dacă nu se face chemare? Zic, dacă nu se face chemare, eu mă ridic în picioare și te ridici și tu și spune, iubită biserică, noi de astăzi ne predăm Domnului. Fără chemare. Fără o chemare, din aceasta cum predicatorul face chemare prin Duhul Sfânt. Și mi-aduc aminte că nu s-a făcut chemare și fratele Șoni, da? Fratele presbiter, fratele Șoni, bătrânul, să-l binecuvânteze Domnul, a spus la urmă de tot când s-a încheiat slujba, și totuși dacă este cineva, nu s-o gândi la noi, că știa că nu ne predăm, că era obișnuit cu noi că noi venim. Dacă este cineva care vrea să se predea Domnului, ne-am ridicat în picioare, mi se pare, s-a ridicat biserica în picioare, da, cu bucurie, a fost o zi de neuitat. Iată, data de 3 septembrie ne-am predat Domnului Iisus Hristos și eu și Viorica. Domnul a ajutat-o să se lase de toate și de carnetul de partid și de funcție. Ei, vreau să ne spună cum a ajutat-o Domnul. Cred că a fost tot așa, da, în august, cu greutăți. Niște lupte, da? În 28 august am avut ultima ședință de partid. Și, deci în 3 septembrie programasem noi să ne predăm. În 28 august era ultima ședință de partid. Aveam cam 200 de membri de partid. Și am zis, dacă cum fac? Nu știu cum mă descurc aici acum, cum mă voi descurca. Și atunci, pe vremea aceea, tot aici a lucrat Dumnezeu minunat, se dădeau locuințele cu aprobare de la partid și de la sindicat. Nu cred că le-ai prins astea. Și se termină ședința. A venit de la primul secretar de la Deva, a venit mai mulți la ședința aceea acolo. Totul a decurs dare de seamă, totul a decurs normal și zic, a, nu este Dumnezeu că nu mă mai pocăiesc, pentru că, uite, s-a terminat ședința de partid, dar eu n-am primit nimic ca să pot să dau carnetul sau ceva. O ocazie, un motiv. Nu vedea răspunsul și spunea, păi ce înseamnă asta? Eu cer să mă scape și uite, s-a încheiat și nu. Unitatea am predat unitatea. Funcția. Eram la aceeași unitate, ca și contabil am lucrat atunci, dar cu partidul încă nu predasem. Și atunci începe jumătatea din sală să se ducă pe hol, să iese afară, s-a terminat ședința de partid, eu rămân cu acolo prezidiu, îi invitam la mine la masă după ședință și din ultimul om de acolo se ridică și zice, tovarășul prim secretar, profit și eu acum de asta să vă spun. Secretara noastră dă locuințele pe bani și pe ochi frumoși. Asta erai tu. Eram eu, da, da, da. Și mă uit, cine a zis? Da, într-adevăr, eu am 5 copii, avea 5 copii, a fost pe la mine dosarul, eu l-am trimis la domnul Avramiuc, care era la sindicat. De la mine a plecat cu o lună mai de înainte. Și îi spun, aveam pe Pilu, Pompiliu, care era ajutorul meu. Zic, Pilu, du-te, te rog, la Nea Avramiuc și adun dosarul lui. El arat la primul secretar, de la mine a plecat aprobat. Deci sunteți liberi, dosarul dumneata e aprobat, la sindicat ai probleme. Dar atunci am zis așa, tovarășul prim secretar, și cu care sunteți aici, omul ăsta m-a jignit. Pentru mine este un vot de blam, așa era atunci, pentru că m-a jignit.
De ce să dau eu pe bani la un om necăjit când eu aveam bani destui? De ce să dau pe ochi frumoși că eu eram familie căsătorită? Și m-aș gândi, dar voi nu mi-ați luat apărare nici unul din voi. Pentru că ați făcut asta, aici e carnetul, aici sunt cheile din clipa asta, nu mai sunt secretar, dar nici membru vostru de partid. Să dai carnetul de partid pe vremea ce era ceva puternic. Viorica, să nu faci una ca asta. Tu știi că ne dărâm pe toți. Eu mă duc direct la Ceaușescu, dacă voi ziceți ceva, și spun cum v-ați purtat cu mine. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred, a fost intervenția lui Dumnezeu. Dar din clipa aia, sigur că 2-3 zile, o săptămână, am predat la locțiitorul meu. Am predat ștampilele, cheile și tot ce am avut de la partid. Dar nu m-a mai întrebat nimeni despre partid, nimic. Și în felul ăsta am putut în 3 septembrie să ne putem preda Domnului. Și nu era totuși periculos pasul acesta? Pentru că, din câte știu eu, chiar dacă eram micuță pe atunci, oamenii care se pocăiau aveau de suferit, erau chemați la tot felul de interogatori, erau amenințați, erau... Da. Nu știu, pericolul ăsta ca să nu spună ceva ce știau înainte. Nu v-ați spus și problema siguranței personale? Da, e adevărat. M-au întrebat și pe mine, dar mai mult pe Ovidiu. L-a luat la securitate, l-a ținut o zi închis la securitate. Închis, în ghilimele. Dar prietenii lui erau acolo. Deci n-am avut de suferit din pricina securiștilor sau ceva, pentru că eu le cântam la chefuri, la petreceri, înțelegi, dar totuși, știind că eu iubesc Evanghelia, că știau totul despre mine, știau că predic Evanghelia în restaurante, știau că iau Biblia cu mine peste tot și spun la oameni, n-aveau curaj să-mi spună nimic, pentru că eram prieten cu ei, că le cântam la chef, la petreceri, când era ceva, o manifestare de-a lor, Ovidiu Liteanu le cânta. Și totuși, m-au atras odată, mi-au zis, vină până la noi și au deschis un dulap cu Biblii, un dulap metalic plin de Biblii. Și atunci am văzut ce țineau ei la ei acolo și zicea, uite mă, Ovidule, dacă ne spui ce fac pocăiții, vezi tu, câte Biblii vrei tu îți dăm. Știau totul despre noi. Și zic, vă spun, s-o pun jos cu toții, ascultați. Și am început să le predic Evanghelie. La un moment dat unul se trezește și se spune, stai, stai așa, tovarășul Ovidiu, metale, ne predice Evanghelie. Vă zic, asta fac pocăiții, dar nu mi-au dat Biblii. Dragii mei, dragă Rodica, asta e viața cu Domnul Dumnezeu, e minunată, El ne-a ajutat și El ne-a deschis ochii, El ne-a făcut chemarea minunată și dacă ai observat până acum, ne-a chemat într-un mod deosebit și pe mine prin cuvântul adunare, pe Viorica printr-un vis, vino la adunare. Vezi, Viorica, tu azi la adunare și pe mine cuvântul adunare. Pentru că în Biblie spune Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Că dacă spunea omul acela, mă duc să nu întârzi la biserică, cuvântul de biserică pentru mine era ceva. Dacă spunea mă duc să nu întârzi la mănăstire, să nu întârzi la catedrală, le aveam cu așa ceva. Dar faptul că a zis mă duc să nu întârzi la adunare, aceasta mi-a mișcat inima și asta i-a mișcat inima și lui Viorica. Măriți să fie Domnul Dumnezeu pentru toate. Mă bucur să aud așa multe detalii despre întoarcerea voastră la Domnul și totuși aș vrea să mai încheiem cu câteva lucruri legate de ziua de 3 septembrie 1989. Da. Da. 3 septembrie 89. Da. Atunci am început să mergem regulat la biserică. Până în decembrie am încheiat legământ cu Domnul. În 17 decembrie am încheiat legământ cu Domnul Iisus amândoi în apa botezului. Și ne-a botezat preobitul frate Mircea Demian. Am locuit în Petroșani încă un timp. În timpul ăsta, frații din biserică îl lua pe Ovidiu și îl ducea prin Oltenia, pe sate, pe comun, pe acolo. Îl ducea ca să-l formeze ca evanghelist. Unul din frați, într-un mod special, fratele Sabo Alexandru, a avut o lucrare de la Domnul, că Domnul are pentru mine o lucrare specială. Dar el n-a spus-o celorlalți din biserică. Era proroc sau? Da, da, da. Vas, da. Și frații s-au îngrijorat puțin și au spus nu scoate pe Ovidiu Liteanu, că s-ar putea fi tânăr acum în credință da. Să nu se îngânfe, să nu se piardă, să nu se mândrească. Bună dreptate, spuneau. Acum ei spuneau într-un fel, dar buna dreptate era că eram obișnuit cu publicul.
Dar Domnul de la public m-a scos, de la aplauze m-a scos, de la mândrie m-a scos. Și acum mă mai mândream eu că mă duci la 2-3 țărani la țară să le zic o cântare despre Domnul Iisus. Dar o veghea totuși. Da. Și a zis, frate, nu e bine, te rog, oprește-te. La care fratele a spus, voi aveți vreo descoperire de la Domnul, că uite Domnul ce mi-a arătat. Pe acest tânăr, pe ei, spunea de noi, Domnul vrea să-i folosească într-o lucrare minunată. Și nu-mi dau seama despre ce-i vorba, dar e ceva deosebit pentru fratele Ovidiu. Zice, și trebuie să-l scot. Și Domnul Dumnezeu l-a folosit pe omul acesta, pe Sabo Alexandru, să mă ducă împreună cu alți frățiori din biserică, pe sate, pe comune, în Oltenia. Și vorbeam de la om la om. Le spuneam despre Domnul Iisus. Deci nu era numai cântare, era și discuții. Da, și efectiv fără instrumente, fără nimic. Cântam o cântare, să spunem, amăgit am fost în lume, da? Și spuneam două, trei versete și chemam să vină la mântuire. Și fratele Sabo stătea undeva pe margine și asista și se ruga pentru mine. Și așa a trecut un timp și am început să fim cunoscuți pe Valea Jiului și în 1992, dar să nu uităm un lucru foarte important, după 6 luni de zile, Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt și pe mine și pe Viorica. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Aveam nevoie de putere. Asta e o experiență foarte interesantă pe care vreau să o detaliem cum s-a întâmplat. Da. Dar vă las să continuați gândul ăsta și experiența asta o reluăm în emisiunea viitoare. Bine, dragă. Deci ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și în 92, după ucenicizarea aceasta, prin sate, prin comune, Duhul Domnului a vorbit printr-un proroc în adunarea din Vulcan. Și de acolo este trimiterea noastră la Cluj. De acolo a pornit totul. Și lucrarea a fost astfel. Eram cu fratele Daniel Popa, care mi-a fost organist și a locuit cu noi în Cluj, și am slujit împreună până în 96-97. Lucrarea a fost astfel. Ascultă, bărbatule, iată că eu, Domnul, te voi scoate din locul acesta, te voi trimite departe de aici și prin cântările care eu, Domnul, ți le voi pune în gură, multe suflete se vor întoarce la mine. Îți voi da o nouă încălțăminte, râvna Evangheliei. Și a spus Domnul, printre altele, a spus așa, și cât de curând vei primi tot ce vei avea nevoie pentru lucrarea aceasta. Și așa a fost. Mări să fie Domnul. Mare Dumnezeu. Mare așa Dumnezeu. Este. Mă bucur de tot ce am auzit și e o încurajare și pentru mine care aud, cred că cel puțin a doua oară, povestea voastră, a întoarcerii voastre la Domnul. Și povestea continuă cu partea și mai frumoasă când sunteți deja în slujba Domnului și aveți atâtea state de plată semnate și atâția oameni care s-au întors la Domnul, dar aș vrea să o reluăm într-o emisiune viitoare în care să intrăm așa în detalii și să cunoască telespectatorii și aspecte pe care poate la programe de evangelizare nu apucați să le spuneți. Așa-i. Mulțumesc mult și dacă aveți un gând de încurajare sau în special Viorica pentru femei legat de întoarcerea la Domnul, am vrea să-l prezentăm la final și apoi ne despărțim de telespectatori. Da, după ce m-am întors la Domnul, familia mea nu a primit cu bucurie și am verișori, verișoare în Oradea, în Oșorhei, în Surduc, în Chijic, de unde eu chiar unde m-am născut, prieteni mulți, pentru care mă rog acum pentru ei ca Dumnezeu să întoarcă și pe ei și să le ajute să ia hotărârea care am luat-o eu. O vreme nu ne-am mai întâlnit după aceea. Acum suntem din nou în relații bune cu familia, cu tot neamul meu. Și ne rugăm pentru toți care ascultă, pentru toți care nu au nimic de pierdut dacă se întorc la Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și să-i întoarcă, să cunoască toți. Domnul.
Ești singura sau prima întoarsă la Domnul din tot neamul? Da, da, sunt prima, eu nu am frați, nu am surori din neamul meu. Am o verișoară, verișoara primară, verișoara mea, verișoara primară cu Paul Negruț, care și ei sunt întorși, și la Biserica Baptistă din Oradea, dar sunt în rest prima. Toți sunt plini de sine și nu vor să se întoarcă. Zice că vor veni mai târziu. Dacă Domnul să asculte rugăciunea ta, mă rog, și să-ți răsplătească credincioșia și ascultarea. Și cred că asta e o bucurie imensă, să-ți vezi neamul tău întors la Domnul, cum spunea și Pavel. Vă mulțumesc mult, să fiți binecuvântați și ne revedem în următoarea ediție, când vom continua povestea călătoriei familiei Liteanu cu Dumnezeu. Mulțumim, Rodica. Domnul Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat, pentru că ne-a chemat la o viață sfântă, ne-a dat mântuirea, ne-a scris numele în Cartea Vieții și mulțumim că în această emisiune s-a putut transmite din adâncul inimilor prin Duhul Sfânt ce a făcut Domnul Dumnezeu pentru noi și este gata să facă pentru orice suflet care vine trudit și împovărat la El. Măriți să fie Domnul! Amin! Amin! Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun, cu promisiunea că îi veți revedea pe Ovidiu și Viorica Liteanu în următoarea ediție, când ne vor povesti despre cum e viața lor acum, după întoarcerea la Domnul, plină de activitate ca și mesagerea Împărăției Cerești. Fiți binecuvântați și să ne revedem sănătoși la următoarea ediție. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.